Prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, susține că sunt șanse ca șoseaua de centura Sucevei să fie finalizată anul acesta, dacă nu vor fi contestații la licitația aferentă. Cel mai important pas, cel al finanțării lucrărilor, a fost făcut de curând de guvern, care a alocat peste 100 de milioane de lei. Prioritar pentru 2018, ca și termene care trebuie respectate, sunt varianta ocolitoare a Sucevei și DN18. La varianta ocolitoare a Sucevei, la un moment dat am fost acuzată de colegii de ai dumneavoastră din presă că sunt prea optimistă în ceea ce privește alocările bugetare și finalizarea acestei investiții. Eu prefer să fiu optimistă și... Mi-a plăcut foarte mult o definiție a succesului. Este abilitatea de a trece dintr-un eșec în altul fără să-ți pierzi entuziasmul și optimismul, aș putea adăuga eu. Dar în ceea ce privește această centură ocolitoare a Sucevei, pentru că asta este durerea în primul rând a celor din municipiu reședință de județ, o durere veche de aproape 11 ani, aproape de neexplicat, cu argumente raționale, oricui ar pune o întrebare cum de s-a ajuns în situația asta. Suntem în nu situația neapărat asta. Cineva caută vinovați. Nu, exact asta era ideea pe care voiam să o expun. Am ajuns în situația asta. Am mai fost întrebată dacă știu din ce motive s-a ales acest traseu, care presupune acum dublarea costurilor pentru finalizarea investiției. Nu este problema mea în acest moment. Problema mea este să fie finalizată investiția, astfel încât am insistat în ceea ce privește actualizarea indicatorilor tehnico-economici care trebuiau aprobați printr-o hotărâre de guvern. Dacă nu aveam această hotărâre de guvern cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici care au însemnat dublarea sumei necesare, nu puteam discuta nici de procedură de achiziții, nici de alocare financiară. Erau discuții care nu-și mai aveau rostul pentru că nu aveam această hotărâre de guvern. Eu îl consider un pas foarte important făcut în acest sens. Avem o sumă pentru care discutăm acum de alocare bugetară și de încheierea unui contract de execuție. În ceea ce privește procedura de achiziție, 26 iunie este termenul de încredințare după evaluarea celor trei oferte care au fost depuse la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Deci avem trei ofertanți. Bineînțeles că există această posibilitate a contestațiilor care ar tergiversa semnarea contractului de execuție. Tot în presă am prezentat la un moment dat o variantă pe care de fapt a prezentat-o CNAIR-ul în ceea ce privește acea firmă proprie de antrepriză care să preia în mod direct în cazul în care contestațiile ar tergiversa această procedură să preia execuția lucrărilor, dar când a fost la Suceava domnul ministru Teodorovici, noi și ați relatat dumneavoastră în presă, am primit o promisiune fermă din partea dumnealui. În sensul în care, și cred că și la dumneavoastră emisiunea a afirmat că el, dumnealui ca ministru de finanțe, nu are o abordare contabilă a investițiilor. Deci nu apreciază dacă este scump sau nu o anumită investiție dacă este scumpă pentru a fi finalizată. Îl interesează ce problemă este rezolvată cu acea investiție. Și în această perspectivă a zis nu ne gândim și nu vorbim despre bani, vorbim despre necesitate sau nu, importanța sau nu a finalizării investiției.